Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea potrivit căreia anumite categorii de persoane vor primi gratuit un set de 30 de măști de protecție pe lună. Potrivit proiectului legislativ, sunt vizate de reglementări următoarele categorii. Persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza legii numărul 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei republicate cu modificările și completările ulterioare. Pensionarii sistemului public de pensie ale căror drepturi sunt de până la 1000 de lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin legea numărul 196/2009 cu modificările ulterioare. Persoanele încadrate în grad de handicap, care realizează venituri exclusiv din prestații sociale prevăzute la articolul 42 și articolul 58 din legea numărul 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicate cu modificările și completările ulterioare. Distribuția se va face prin intermediul primăriilor.